Bun regăsit la un nou episod de convorbiri teatrale derulat în cadrul zilelor Teatrului Matei Vișnic Suceava. Sunt Călin Ciobotar și astăzi, pentru aproximativ o oră, voi fi în dialog cu un invitat pe care, chiar dacă nu mai are nevoie de nicio prezentare, îl descriu ca fiind directorul Teatrului Național din București, președintele Uniter și unul din mari actori ai teatrului românesc din ultimele decenii. Mă bucur să vă revăd, domnule Caramitru. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să încep, am folosit sintagma asta, mare actor. Uneori folosim sintagma asta gratuit, fără să medităm la conținuturile ei. Vreau să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră un mare actor, domnule Caramitru? Toate titlurile sunt puțin forțate. În general, țin minte, eram tânăr actor și îl divinizam pe Emil Bota și de câte ori îl vedeam, că mă vedeam cu el de când în când, fie la spectacole de poezie, ale radioului, fie uneori chiar mergând la el acasă, când distribuit fiind într-o piesă care mi-a prilejuit un studiu foarte, foarte profund, vorbesc de Candida, de Bernard Shaw, în care am jucat pe Eugen Marchbanks, care un poet tânăr și ușor nebun. Mi l-am imaginat pe Bota, tânăr, ca fiind prototipul acelui personaj și i-am cerut o întâlnire. M-a primit la el acasă și am citit textul împreună, l-am comentat, mă rog. Am făcut ceea ce, în mod firesc, pot să fac că doi oameni pe care îi preocupă aceeași meserie. Numai că de fiecare dată când mă adresam lui Emil Bota cu apelativul firesc maestre, făcea, cum se spune în românește, bucăi pe creier. Se strâmba, se apăra cu gesturile lui. Spunea și vă rog, nu îmi spuneți așa, vă rog, lăsați-vă, nici vorbă, nu eu sunt niciun maestru. Dar cum? Dar cine ar fi maestru? Nu, eu, dacă vreți, pot să vă traduc titlul ăsta cu Mai este. Mai este. Da. Nu știu dacă era a lui neapărat, era o moștenire din folclorul teatral, dar era oribilat de, sau oribilat, cum se zice, de asemenea tip de adresare. Nu pot să-i spune actor, vai ce mare actor ești tu, decât în secret, în gândul tău, ce mare actor e omul ăsta sau ce mare artist, mai bine spus, este, urmărindu-l, evident, după un timp. Liviu Ciulei spunea că unui actor tânăr îi trebuie 10 ani cel puțin pentru a ajunge la maturitate. De experiență vorbesc. Da. Sigur că, iarăși, expresii care există în limbajul nostru și în lumea noastră, este că nu neapărat performanța într-un anume rol sau într-un anumit spectacol este important pentru un actor, cât media valorică a tuturor rolurilor pe care le-a jucat. Adică să fie actor mare într-o zi și a doua zi să fie mic. Da, sigur că da, la asta mă refer. Deci există o medie sub care nu ai dreptul, cel puțin teoretic, să cobori calitatea artistică a prestației tale. Deci toate astea ar duce către o, eu știu, către o sumare de calități pe de o parte și de preocupări pe de alta. Calități să ai chemare pentru meseriile astea, de tipul ăsta, și apoi cercetarea asupra științei pe care trebuie să te apropii nemijlocit ca organism viu, pentru că nu, actorul este și gânditorul asupra muzicii și instrumentul care cântă muzica. Violonistul, când nu cântă, își pune vioara în cutie. Noi nu putem să ne punem pe noi înșine într-o cutie în așteptarea rolului următor sau concertului următor. Ci trebuie să ne strunjim, să ne îngrijim ființa, vioara, care e trupul nostru, glasul nostru, mintea noastră, zi de zi. L-ați pomenit pe Emil Bota și ați vorbit și de calitățile unui actor. Vreau să vă întreb,
Cât de importantă e culturalitatea unui actor? Poți să fii un actor mare, apropo de discuția noastră, fără să ai o cultură solidă sau e o condiție obligatorie asta? Nu, e o condiție obligatorie. Talentul este, aș spune, o proiecție a ființei omului greu de controlat. De asta și precia și precisa expresie că talentul nu poate fi definit în mod clar. Nu are o definiție clară ce e talentul. E și o dispoziție, e și o formă de educație asupra predispoziției, dacă o ai, vocații, dacă se naște și așa mai departe. Ori e foarte complicat de definit chestiunea asta. Pe de altă parte, am cunoscut actori de prim rang, mari actori, cum spuneți dumneavoastră, care nu știau să scrie și să citească. Voilà. Unul dintre ei, pe care l-am cunoscut și cu care am jucat, chiar tânăr actor fiind, era artist al poporului. Învăța rolurile cu soția, care îi citea și îl memoriza. Știa doar să semneze. În aceeași măsură, când am fost în guvern și când m-am ciondărit la cuțit, era să zic, cu ministrul educației, domnul Marga, care a venit să impună sistemul doctoratelor celor care predau la catedră universități, l-am rugat să țină cont de faptul că în ceea ce privește școlile de artă, chestiunea asta nu prea stă bine în picioare, pentru că în asemenea situație i-am spus eu, Pavarotti n-ar putea să predea cantul la București, am spus Ion Voico de asemenea, apoi s-a dovedit Gheorghe Zamfir n-a putut să ocupe o catedră de nai. El și alți instrumentiști de acest gen, fiind învățați să cânte la acest instrument de un oarecare, spun ghilimele de rigoare, oarecare, Fănică Luca, îl chema, un aist de geniu, cu patru clase primare, dintr-un cartier bucureștean. Talentul are și nu are nevoie de educație, la o anumită dimensiune. El izbândește, el dă pe din afară, dacă există, muzicalitatea, urechea perfectă, te naști cu ea și multe, multe alte lucruri. Apoi, dacă îl luăm pe Pavarotti, ca exemplu, și care a fost băiatul unui brutar din Torino, dacă nu mă înșel, care până la un punct nu știa nici să citească note, s-a născut cu o privighetoare în gât, putem zice. Iar în canto, la acest studiu care trebuie perfectat la glasurile de diferite tipuri, importantă e respirația, ca să ia pe do de sus sau o notă acută, importantă e respirația. E cine să explice respirația? Cineva care trebuie să scrie cum să respire sau cineva care trebuie să-ți arate cum să respiri în așa fel încât să-l iei pe tot de sus, fără tremolo? Deci spuneți domnul Calamitru, că actorul nu trebuie, artistul nu trebuie obligatoriu să fie și un teoretician. Nu. Dar în aceeași măsură, artistul educat este absolut necesar. Artistul cultivat, artistul în cunoștință de cauză, artistul care cunoaște istoria lumii, care se confruntă și se confundă până la urmă cu viața pe care o trăiește, cunoscând ce se întâmplă în jur. Ștefan Ciubotărașu la un moment dat spunea, plecând în turneu cu un autobuz al Teatrului Bulandra, și eu eram cu o carte în mână, iar el cu ochii pe geam la oameni, într-o stație, mi-am spus, ce citești acolo? Lasă ca carte, uite-te la oameni. De ce să mă uit la oameni? Ca să vezi cum merg, cum se mișcă, cum își poartă costumul. Asta îți va rămâne în minte. A avut dreptate. De atunci fac acest exercițiu. Nu înseamnă că nu citesc, însă citesc acasă. Când sunt în lume, mă uit la oameni. Școala vieții este pentru noi un model. Totuși, domnul Calamitru, dacă ne raportăm la Hamlet, care avea veleități actoricești indiscutabile, îl vedem în paradigma asta vizuală a omului cu o carte în mână. Da, dar și dacă ne uităm la Gargantua și Pantagruel,
ne gândim că sunt cu farfuria în brațe. Da. Cunosc da. Un actor la Iași care, ca să consolideze modelul cultural pe care îl reprezenta sau ar fi vrut să îl reprezinte, citea în mers pe Cuza Vod aici, până când era să-l calce tramvai odată și a renunțat la poza da. Asta. Sigur. Putea să-i și împiedice, nu numai să-l calte. Eu mergeam pe stradă și spuneam cu glas tare textul la un moment dat. Asta puteam să... O să spun și eu că am făcut asta. Nu. Da, ați făcut premeditat sau era pur și simplu un reflex? Nu, obsedat fiind de ce aveam de spus, pe unde mă aflam, în mintea mea funcționa textul respectiv, căruia căutam semnificații. Nu? Și semnificațiile pe scenă pe care le caută actorul nu reprezintă numai... sau nu se rezumă numai la topica frazei, nu se rezumă numai la interpretarea cuvintelor ca atare, cât și, cât mai ales, la substrat, la semnificații, la ceea ce nu poți să rostești când vorbești, la ceea ce gândești, la ceea ce încerci să faci să fie semnificant, la ceea ce încerci să transmiți în cuvinte simple și lucrul să fie mai complicat. Și atunci lectura e o anumit tip de apropiere față de text, rostirea cu glasul tare este alt tip de apropiere de text și uite așa ajungi la meseria noastră care presupune și lecturi și discurs și strigături, dacă vreți, și tăcere. Vreau să vă întreb, există o legătură organică între actorul Caramitru și omul Caramitru? Adică vă surprindeți în plan civil jucând uneori? Nu, din contră. Nici vorbă. Sunt două lucruri care, sigur, se interpretând, pentru că, încă vă spun, eu sunt și violonistul și vioara. Deci, da. Eu n-am voie, în principiu, dacă am grijă să mă întrețin ființa a fi aptă de câte ori am nevoie de ea într-o meserie pe care o fac, să fac anumite excese care să-mi pună în pericol instrumentul și atunci sunt atent. Da. Cu ce mănânc, cu cât mă mișc, cu starea mea fizică, cu glasul care trebuie să fie mereu viu și așa mai departe. Sănătatea, nu mai vorbesc. Dar viața nu vreau să se amestece cu meseria. Sunt colegi de-ai mei de-a lungul întregii mele vieți în teatru pe care i-am deplâns în secret, evident, care îmbolnăviți de succes și continuu să spun că cel mai mare pericol pentru noi este succesul, nu insuccesul sau căderea conștientă. Când ai un insucces și știi de ce s-a petrecut, nu ai decât de învățat. Succesul însă te poate îmbăta. Se ajunge până acolo încât cel care, să zicem, a jucat pe Napoleon, crede că este chiar Napoleon. Și se comportă în viață ca Napoleon. Îți dau un exemplu care mi-a venit acum, sau poate fi altă. Să creadă chiar că este chiar acela pe care l-a jucat, de fapt. În plus, ați văzut cât, de câte ori cineva vrea să ne înjure, spune că suntem niște actorași. Exact. Da. De câte ori însă vrea să preamărească un politician, îi spune că un mare actor politic. Nu? E o sintagmă incompatibilă asta? Sunt termeni incompatibili? Actor și politic? E ce vor să spună? Că politicianul este și un actor, că are de jucat, nu? Are de interpretat o arie. Are de interpretat un discurs. Și dacă trebuie să-l interpretezi, trebuie să ai talent pentru asta. Și când diplomatic faci un succes sau reușești un succes, înseamnă că ai jucat bine. Da. Pe mine mă amuză lucrurile astea. Și pe mine m-a făcut ba Vadim Tudor, ba alții politicieni de acest gen, actorașul Caramitru sau Caralitru, spunea Vadim Tudor, tot încercând tot timpul și eu am râs de asta, pentru că în fond nu găsea o rimă la Caramitru. Singura rimă care mi-a făcut plăcere a fost aceea pe care mi-a creat-o Ion Manu, mare actor al Teatrului Național, tatăl doamnei Sanda Manu,
care a spus la un moment dat într-o epigramă, Caramitru, Caramitru, june încă la pupitru. Frumos, frumos. Mi-a găsit o rimă care mi-a făcut plăcere. Într-adevăr, la pupitru înseamnă mai multe lucruri. Da, spuneți-mi, cât de mult vă simțiți Ion și cât de mult vă simțiți Caramitru? Pentru că în spațiu public, aproape că lumea nu poate să conceapă altă denominare a dumneavoastră decât prin acest Caramitru, care devine aproape un nume de botez, dacă vreți. Da. Acum, numele meu vine dintr-o asociere între Cara și Dumitru. Cara, în turcește, înseamnă negru. Deci originea numelui familiei mele, de sute de ani, mă rog, de când a apărut ea într-o familie de români din Balcani, mai precis din fosta Macedonie, care ocupa un teritoriu care azi e împărțit, de influențele limbii turce, de fapt. Era Dumitru cel Negru, Dimitri cel Negru. Înseamnă că strămoșul meu era mai închis la culoare, era mai măsliniu. Sunt unii care vă percep și ca Dumitru cel Negru. Mă rog, Caracaș, de exemplu, înseamnă sprânceană neagră, numele acesta. Caș, în turcește, înseamnă sprânceană. Și tot așa, tot ce au zis cu Cara, Caragiu, de la Giu Cara, tot... asta e și pot să fac eu, asta e numele meu. Da. Dacă își bate cineva joc de el, n-are decât. Eu mi-l păstrez cu plăcere. Mă și amuză câteori că am ajuns directorul Teatrului Național, Ile Caragiale, cum eu am trei prenume, Ion, Horia, Leonida, pentru că tata a vrut să fiu Leonida după bunic, bunicul din partea lui, mama vrea neapărat Ion, tata nici n-a vrut să audă, mama nici n-a vrut să audă, de celălalt s-au certat, s-au împăcat punându-mi încă unul. Dacă nu l-aș avea și pe Horia, aș fi fost Ile Caramitru, da, să zic așa. Ar fi interesant să semnați în felul ăsta. Poftim? Ar fi interesant să semnați în felul ăsta, Ile Caramitru. Da, da. Da. Deci toate astea sunt întâmplări de care noi, cei care am moștenit numele sau viața, n-avem cum să-l putem împotriva. Da, l-am pomenit adineori pe Hamlet. Eu în fiecare an lucrez pe Hamlet cu studenții de la Facultatea de Teatru din Iași și inevitabil analizăm interpretarea dumneavoastră din anii 80. Cât de legat simțiți că mai sunteți de acel Hamlet? Sau poate nu e tagmă corectă acel Hamlet și a rămas același Hamlet? Sunt nou legat, sunt mai mult decât atât, sunt confundat, aș putea să spun. Pentru că pentru cine a trăit așa, spune, nemijlocit epoca comunistă, își trebuie să-și amintească neapărat de modul umilitor în care omul era tratat și de umilința zilnică la care erai supus ca persoană, ca individ, ca intelectual și așa mai departe. Hamlet este expresia unei revoluții în gândire și în atitudine a unei generații tinere împotriva unei societăți militarizate, unei societăți de tip, zice, terorist chiar, dictatorial, exact ce trăiam noi în perioada respectivă. De altfel, marile spectacole cu Hamlet, indiferent unde au fost în țările comuniste, au fost spectacole cu Hamlet minunate, despre care am auzit și în Rusia, și în Polonia, și în Cehoslovacia, cu mari actori care au putut să joace, au avut libertatea, cum și noi am căpătat-o foarte ciudat, spectacole revoluționare. Într-un anume fel, traducerea pe care am făcut-o, traducerea proprie a textului, noi actorii, apoi îngrijită de Nina Casian, era o traducere la zi, cu limbajul zilei. Și suna ca dracu, vorba unui clasic în viață. Am trecut prin mai multe vizionări care n-au dat drumul la spectacol, ca până la urmă, după ce mi-am luat curajul și am produs un soi de amenințare la comisie, am spus că am scris o scrisoare la Europa Liberă, i-a oprit Shakespeare și Hamlet în România și așa mai departe, a venit un singur tovarăș
care a urmărit 5 ore și un sfert cât dura spectacolul, de unul singur. Asta să vă spun imediat cum îl cheamă. Și la sfârșit ne-a felicitat și a dat drumul la spectacol. Nici azi nu știu cum și de ce, chiar că l-am întâlnit acum câțiva ani, nu prea mulți, întrebându-l, n-a vrut să-mi spună, era tovarășul Croitoru, așa era numele lui, sau așa este că trăiește, și care era șeful de partid pe orașul București. Cum, care a fost alchimia acestei schimbări și a curajului de a-și lua răspunderea de unul singur, nu știu. Din păcate aș vrea să știu, dar nu știu. Sau din păcate nu știu, deși aș vrea să știu. Spectacolul a fost un spectacol incendiar. Un spectacol în care aveam de jucat situația lumii noastre. Care lumea venea la acest spectacol nu neapărat să vadă povestea lui Shakespeare, cât mai curând să vadă povestea lumii noastre, în care se confrunta atemporal și, de fapt, îmbrăcați cum eram într-un costume care nu precizau o epocă neapărat, ce se întâmplă într-o societate cu asemenea structură și cine ar putea să fie omul de bine, cine e cel care ar putea să schimbe. Sigur că este Hamlet în situația asta, care cine era? Un tânăr născut să preia puterea, un tânăr educat la școli înalte, un tânăr sportiv, să zicem, în prima instanță mai puțin alienat sau mai puțin predispus la vreo boală mentală, cum au făcut unii din el, cât mai mult pentru a-și exercita o putere de tip democratic, să spun așa. Alienarea lui Hamlet în interiorul spectacolului se petrece în viziunea noastră atunci datorită imposibilității de a deschide porțile de fier ruginit al sistemului. Da. Unele din schimbările pe care Tociulescu le-a făcut și au fost benefice este că la final, când Hamlet moare otrăvit, îi spune lui Horatio, care vrea și el să se sinucidă ca să-și urmeze prietenul în moarte, să nu facă asta, să trăiască, pentru că are de spus adevărul despre el. Și Horatio acceptă. Îi spune, noapte bună, duce prinț și dă să plece. În spectacolul nostru este omorât imediat însă de Rosengren și Guildenstern, care reapar, deși în text ei dispar, ca noi bodyguards, noi securiști ai noului sistem care e de ocupație. Era o viziune pesimistă asta? Pesimistă, dar atâta vreme cât adevărul era interzis, de ce să iasă adevărul din scenă? Și unul din reproșurile care au fost făcute de către comisiile ideologice a spus că nu respectăm litera lui Shakespeare. Shakespeare nu-l omoară pe Horatiu. De ce l-o omoriți voi, spuneam? Uite că așa vrem noi, nu? În fond, nu mai este copyright decât 70 de ani, după care poți să faci ce vrei cu textul. Ori, cum să spun, spectacolul acela a marcat o epocă, a reprezentat, aș spune, un rezumat teatral, o pilulă de viață, un tranche de vie, cum se spune în franțuzește, a ceea ce trăiam și a ceea ce speram și a ceea ce trebuia făcut. Și lucrul ăsta e obsedant. Dacă Shakespeare ar trăi, ar trebui să scrie o urmare la Hamlet cu ce s-a petrecut după Revoluția Română, cu confiscarea puterii de către urmașii celor care îl serveau pe Ceaușescu și pe Claudius al nostru, din piesă, pentru o metamorfoză care ține de tăierea numai unui cap sau maximum două a balaurului cu 7 capete. Ar mai fi posibilă apariția unui Hamlet, domnul Calamitru? Nu. Hamlet se poate juca, pentru că literar vorbind și dramatic, mai bine zis, e atât de profund, atât de... în tot felul de moduri. Unul din lucrurile pe care am simțit nevoia să-l spun la un moment dat este că după Revoluție nu am mai jucat Hamlet până în 92.
deci între 90 și 92, am avut un număr de spectacole la București și am făcut și turneul la Londra, Dublin și Paris. După spectacolul de la Paris, am decis să mă opresc. Făcusem 50 de ani, era destul. Dar prima seară, mai bine zis, în 1990, în toamnă, când s-a reluat stagiunea, s-a dus să reluăm Hamlet. Și am reluat cu mare bucurie. Numai că în seara primului spectacol, în cabină am avut o revelație. Am spus, doamne, dar eu ce mai joc acum? Ce motivație mai am? Pentru că nu mai era nicio motivație. Părea că totul reușise, părea că totul se rezolvase, părea că se orânduise o nouă o lume liberă și scăpată de eroare, nu? Ce să joc? Eram pornit să joc în spectacol toate neajunsurile lumii în care trăiam atunci înainte. Și m-am îngrozit. Și mi-a venit să fug. Am zis, ce o să fac? O să joc ca un amator, pentru că dacă iarăși mă înflăcărez sau mă cabrez în respectivele direcții de scenă, o să pară absurd. Și atunci, înainte să intru în scenă, mi-am propus să spun numai textul, să nu joc nimic. După 5 minute m-am liniștit, am fost reechilibrat, textul funcționa de la sine, semnificațiile lui erau vii, fără să am nevoie să subliniez, ele curgeau, ele erau firești, se înlănțuiau și ideile și principiile filozofice ale dramaturgiei respective, dar și ale psihologiei personajului în mod egal. Și mi-am dat seama, în timp ce se întâmpla, că nu mai joc eu pe Hamlet. Hamlet mă joacă pe mine. Deci am mai spus asta. Până în 90 eu îl jucam pe Hamlet, după aceea s-a apucat Hamlet să mă joace pe mine. Să mă folosească, mai bine zis. Da. Hamletul, evident, e zona în care vă recuperează memoria publicului larg românesc. Probabil e rolul cel mai definitoriu pentru cariera dumneavoastră. O altă recuperare pe care o practică memoria colectivă e cu dumneavoastră la Revoluție, în 89, în toiul evenimentelor din 1989, acolo unde participarea dumneavoastră și a altor artiști, câțiva artiști din spațiul românesc, consolidau acea idee preromantică și ulterior romantică a faptului că artistul are în fișa postului, printre altele, și revoltele, și loviturile, și modificările istoriei. Mai e posibil să gândim în termeni ăștia, domnule Caramitru, sau artistul mai are astfel de sarcini? Da. Sunt artiști azi foarte prezenți în viața publică, când anunță că nu vor să se vaccineze și fac din asta o mișcare publică, da? Sau artiștii pe Facebook, care fac revoluție pe Facebook. Păi vor să facă revoluția împotriva vaccinului. Nu, mulți. Și aseară am văzut pe un domn Bitman, pe care altă dată îl apreciam, care spune că nu. Și pun și eu întrebări retorice. Vă zic, în secolul 21, după 100 de ani și ceva, de când mari pandemii ale lumii au fost vindecate cu vaccinuri, care au fost inventate acum 100 de ani, să ne amintim și de doctorile de penicilină care au vindecat tuberculoza, de vaccinurile pentru gripa spaniolă, pentru ciuma bubonică și așa mai departe, da? Care nu se mai produce din cauza că s-a creat vaccinul de atunci. Întrebarea mea, iarăși zic retorică, este să cred că a trecut 100 de ani și laboratoarele alea care muncesc pentru a găsi asemenea lucruri, asemenea vaccinuri, asemenea medicamente, n-au evoluat deloc, adică s-a ajuns pe Lună, acum pe Marte, o tehnologie, se folosește fizica atomică și așa mai departe, și laboratoarele au rămas la nivelul celor 100 de ani, nu se găsește mai repede vaccinul acum, datorită faptului că tehnologia a avansat? Păi sigur că a avansat. Adică o lume întreagă spune că vaccinurile astea sunt bune. Și domnul Bittman spune că nu. Și domnul Bittman spune că nu, sau alți colegi de-ai mei, că nu-i numai dânsul.
Întrebarea e cât se ascultă pe și fac, cum spune domnul Bitman, pentru că asta ne indică ce credibilitate mai are artistul în societate. Păi aia spun eu. Aia spun. Artistul trebuie să fie un cetățean conștient de resursele reduse în gândirea și în, și în conducerea sistemului politic și să atace acolo unde sunt atacate principii și, și se, unde se încearcă, cum se încearcă în Rusia acum și s-a reușit, denaturarea democrației. Vă zic că în Rusia acum președintele care se cheamă Putin e pe viață. Nu? Și-a rezolvat problema. S-a rezolvat. E rezolvată, poate e lumea. Unii zic că și după ce moare domnul Karamitru va rămâne președinte. Așa se zice. Probabil. Va fi și el lângă Lenin mumificat acolo, probabil. Și va veni lumea să ceară indicații. Eu nu înțeleg. Adică sunt lucruri de asemenea tip. Dar să vii să spui când este limpede că singura șansă de a scăpa de o molimă e să se găsească leacul. Și leacul este vaccin. S-a văzut cu ochiul liber. Bun, și, spui. Și atunci, în spatele acestei chestii, n-ar trebui să vin eu să spun, că să mă ridic eu împotriva colegilor mei, să spun că ei sunt victimele, nu pot să spun inocente, idioate ale unei încercări de confiscare a puterii politice, folosind acest tertip, să spună că ăștia care induc ideea vaccinării, sunt niște dușmane noștri? Da, rămâne totuși deschisă întrebarea, apropo de ce spuneți, mai este artistul un influencer, știți conceptul ăsta modern, pe care societatea e dispusă să-l asculte sau nu? În condițiile de acum mai puțin ca altă dată. Mult mai puțin. Și asta din cauza acestei diversificări de apariții a prostului gust, faptului că artiști cu fără suprafață se expun și se ridică poalele în cap și care nu devin un simbol al întregului popor, era să zic, și sunt purtătorii de cuvânt al unei anumite procent al populației, de o anumită extracție, care poate să fie de lipsă de cultură, în primul rând. Și da, e trist. Iar cei care... Iată, eu mă ridic acum împotriva acestei prostii, da? Deci eu nu pot să-l iau pe acel om care nume nu mai vreau să-l rostesc, ca exemplu în viața mea. Și ca mine, probabil că sunt și alții. Și totuși, televiziunile vin și împing în față asemenea lucruri, care și exponențial acest prototip, aș spune, cu numele de șoșoacă, care este un prototip al prostului gust. E un personaj până la urmă. Până la urmă operăm. E un personaj care confiscă partea, cum să spun, redusă a gândirii umane. Și merge pe formule de proastă calitate, care au formule care au și ele șansa lor la viață, nu? Aproape că îl privim nostalgic, așa, pe Vadim Tudor, comparativ cu extremiștii de astăzi. Da. Mă rog, nostalgic, mult spus. Da. Mult spus, da. Acolo problema e mult mai gravă. Problema este că demonstrația pe care a făcut-o Vadim Tudor cu ai lui în Parlament, când s-a condamnat comunismul și în care el s-a ridicat împotriva condamnării comunismului, cine s-a ridicat? Cel care lingea în fund comunismul ca atare, adică pe tovarășa. Că cei doi membri ai cuplului erau împărțiți. Pe el îl lingea Adrian Păunescu, pe ea o lingea Vadim Tudor, pentru ca să nu se amestece chestiunile, da? Și cine să apere? Ei apără. Păi cum? Dacă ei au fost privilegiații sistemului, uite. Dar asta l-a făcut să-și piardă, pentru că șansa viețului sau reușita unei vieți mizerabile ca acestui poetastru a fost că a ajuns în finala pentru președinția României, nu? Cu șanse îngrijorător de mari, dar nu ne mai... Nu, era limpede că nu va câștiga, că nu avea șanse și a știut și el. Dar a servit cauza. A câștigat un fost comunist.
Nu? Da, ne întoarcem la teatru, domnule Caramitru. Da. Mai bine. Mai bine. Anul acesta, zilele teatrului Matei Vișnic stau sub semnul unei conjuncții tematice, teatru și comunitate. Cum vi se pare situația în România din perspectiva legăturilor pe care teatrele ca instituții le au cu comunitățile? Sunt aceste comunități o metaforă sau realmente există o legătură solidă între teatru, instituția teatrală și comunitate? No, teatru nu și-a părăsit și nu, mai bine zis, nu trebuie să-și părăsească rostul lui calificat de Shakespeare încă de la începuturi. De a fi oglinda vieții, odată. Pe urmă, dacă ești o oglindă, trebuie să oglindești tot ce ține de viață. Și viața socială, și sufletul omului trebuia să apară acolo, și patimile lui, și răutățile lui, și frumusețea lui, și toate la un loc sau fiecare în parte, încât o piesă, încât un spectacol sau altul. Comunitatea unde teatru există, în mijlocul ei, vine la teatru fie să se recunoască, fie să învețe despre viață. Atâta vreme cât teatru poate produce un asemenea proces, el își atinge scop. Dacă el va fi doar un loc unde să se asculte muzică și să se privească câte un dans, adică să facă doar spectacol de asemenea gen, nu. Atunci, repertoriul unui teatru trebuie să ocupe și să ofere texte și informații, dar și reprezentații a diferitelor aspecte ale vieții. În sensul ăsta. În plus, teatru trebuie să-și rezerve un anume drept. Acela de a nu fi sub control politic. Aici e o problemă majoră în România. În ultimul timp, sentimentul meu este că amprenta asta politică e tot mai apăsată în peisajul cultural. În lupta pentru putere, care se produce și în societățile democratice, de bine de rău, s-a produs în acești 30 de ani și fenomenul logic al alternanței la putere, care într-o democrație asigură un anumit tip de echilibru. Că această alternanță a cântărit mai greu de partea foștilor comuniști, care se numesc socialiști și care au îmbrăcat o haină mai roz decât cea roșie, a fost și datorită naivității multora din concetățenii noștri care nu știu să distingă în clar și unor nostalgii care mai funcționează așa mai departe. Dar problema autonomiei teatrului trebuie susținută permanent. Acum, pe de altă parte, numirile la conducerea instituțiilor de acest gen sunt împărțite între diferite autorități. Fie că e Consiliul Județean, fie că este primărie, fie că este Ministerul Culturii. Sunt situații în care la Ministerul Culturii un membru al Guvernului, care nu este altceva decât expresia câștigării unor alegeri către un partid sau către o coaliție. Dacă pe plan local, la primării, pot fi primari și datorită lui o conducere care face parte din opoziția la zi, da, și același lucru se întâmplă și la Consiliul Județean, se pot încurca ițele. Cei care pot dispune, chit că există o lege care propune un concurs, propune... Eu când am dat concurs, de exemplu, au fost 8 candidați. 8. Și comisia de concurs a fost condusă de Liviu Ciulei, de Ion Cojar, de care au fost de 7 personalități de prim rang, care au stat câte o zi cu fiecare din candidați. Câte 8 ore pe zi a analizat la sânge programele care au fost prezentate. Dacă se va ajunge din nou la sistemul în care se fac comisii aranjate sau, mă rog, partizane, mă rog, nu mai știu dacă e bine.
problema numărul unu a teatrului românesc acum, după părerea mea, este faptul că în piața liberă, să zicem, se află vreo 5.000 de artiști tineri, absolvenți de școli superioare de teatru, care nu vor ajunge nici măcar 1% din ei vreodată într-un teatru profesionist. Vor continua să se numească independenți, definiție care ar trebui pentru cei care nu se gândesc la ei să-i păstreze așa cum vor, adică independenți față de ce? Față de instituția statului, față de instituția în care, nu? Dar asta ar trebui să însemne independență. Ei spun independenți pentru că așa s-au împământenit, dar ei de fapt nu au acces. Pe vremea noastră erau două școli de teatru marșelate. Acum câte centri universitare, atâtea școli de teatru. Termină 300-350 de absolvenți pe an. E o situație specific românească sau e o situație generală europeană asta? Eu cred că, cum să spun, dorința de a face teatru există în toată lumea. În Anglia, de exemplu, piața muncii e infinit mai generoasă și termină, cred, mii de absolvenți. Dar intră toți în piața liberă. Nimeni nu e angajat în teatru cu contract pe viață și concursurile, mai bine zis, așa zisele momente când se caută interpreți, sunt deschise pentru toată lumea. Deci, la ora asta... S-a încercat și în România implementarea acestei idei, ea revine periodic, dar nu putem implementa pentru că are o groază de consecințe sociale foarte problematice. Păi vă spun îndată despre ce e vorba. În România sunt vreo 50 de teatre marșilate, incluzând aici și teatrele de păpuși. Dacă fiecare din aceste teatre ar putea angaja, ar avea posturi, măcar 10 actori tineri fiecare, 50 ori 10 sunt 500 din 5.000. 10%. Asta la modul ideal. Dar nu se întâmplă. Eu lucrez cu foarte mulți independenți în Teatrul Național. Eu am cam 200 de oameni care se rulează în spectacolele pe care le gerez aici. Mai mult decât atât, am deschis și o sală, am dat o sală exclusiv în folosința lor, o sală cu toate dotările, exclusiv spun, în care noi nu, Teatrul Național nu joacă, ci numai ei joacă, i-am spus 9G, ca noua generație, e un regulament în spate, pe baza unor proiecte prezentate și selectate de o comisie a teatrului, iar plata lor se face din încasări, din procentul de încasări care le revine. Pentru că n-am altă posibilitate, nefiind angajați mei, nici să le dea o leafă, nici să plătesc ca... Bun, ar fi o soluție atunci ca toate teatrele instituționalizate să aibă o astfel de componentă... N-au cum, că n-au sală, n-au... Sunt o bună parte din teatrele din țară, împart sala cu operele. Da? Și la Iași, nu? La Iași 3 zile e Teatrul Național, 3 zile este opera. Și a 7-a zi lunea și o împart, când unul, când celălalt. Păi ce să le mai dai? Sigur că a mai apărut Cubul, care e acolo, care mai scoate puțin, dar acolo nu poți face decât un anumit tip de spectacole. Da. Deci nu e loc. Nu e loc. Soluția pare... Dacă e vorba de democrație, ar trebui deschisă. Deschisă avantaiul de șanse pentru toată lumea. Șanse egale pentru toată lumea. Cine să-l deschidă? Nu există senator de drept. Cine ar trebui să deschidă evantaiul ăsta? Că pare un pic abstract. Numai punct de vedere legislativ. Numai dacă se impune o lege, o care să țină cont și de acești oameni. Eu am făcut oferta asta ca Uniterul să-i reprezinte cât poate și pe ei. Dar și ei sunt împărțiți. Unii, dacă au prins undeva ceva tac din gură, dacă au șansa în altă parte, iarăși tac din gură, dacă nu văd că nu merge, se duc în altă parte, fac altă meserie, și așa mai departe. Dar se arată frecvent cu degetul către teatrele naționale din România, care cumva sunt acuzate că au devenit un fel de mutanți culturali, instituții care au un anumit blocaj, o anumită
prăfuire, se folosește termenul ăsta. Cum percepeți dumneavoastră raportul ăsta între teatrele naționale și teatrele locale? Când eram la Teatrul Bulandra, în perioada comunistă, aveam toți aceeași privire încărcată de reproșuri către Teatrul Național. De ce? Teatrul Național avea salarii mai mari cu 25% decât celelalte teatre. Dar nu numai Teatrul Național. În București, Opera Română, Teatrul Național, Filarmonica și, dacă nu mă înșel, și Muzeul de Artă. De ce? Erau considerate de interes național, prin lege, dar aveau obligații sine qua non să asigure spectacolele festive. Toate spectacolele festive aveau recitatori. Aveau recitatori din actorii Teatrului Național. Ne amintim de Bietu Cozorici, de Adela Mărculescu, de Silviu Stănculescu, nu, pardon, Silviu era de la alt teatru, dar destui și de la Teatrul Național. Filarmonica punea la dispoziție orchestra, teatru, adică opera, baletul și corul când era nevoie și așa mai departe. Dar teatru făcea și Bulandra și Teatrul Național. Aceeași meserie, aceeași combustie, aceeași... Da. Și e absurd. Părerea mea este că, și susțin ideea ca și atunci, că nu, să nu existe diferențe de apreciere a muncii între Teatrul Național din București și teatru, să zicem, care acum face un festival și vă folosește și pe dumneavoastră, mă creator, din Suceava, Teatrul Bate Vișneni. Da, vedeți, există și... La fel. Există și prejudecata asta a teatrelor mici din provincie care privesc spre teatrele bucureștene ca la mari bogați, ca la un fel de aristocrație artistică și apar felurite frustrări de natură materială pe tema asta. Nu, dacă plecăm de la natura materială, este un lucru. Dacă privim la faptul că toată lumea dorește să vină la București, putem ne duce și la Cehov. Toată lumea de acolo vrea să meargă la Moscova, nu? Capitala țării, care are 14 teatre, este un loc în care dezbaterea artistică e vie, nu e unicat, ne urmărim unii pe alții, este o efervescență, e o populație de 2 milioane de oameni, potențial publicul este mult mai numeros și așa mai departe. Sunt oameni care vin de mai multe ori la teatru, noi avem aici, în acest moment, am avut evaluarea pe anul trecut, primele două luni pe anul trecut, ianuarie și februarie, când s-a jucat cu sala plină până a apărut pandemia, ajunsesem la un record. Am aveam în medie 1000 de spectatori pe seară. La patru săli, evident, care jucam. 1000, 27.000 și 300 de spectatori plătitori în luna februarie, lună scurtă. 90 și ceva de spectacole într-o lună. Asta spune ceva. Lumea vine la teatru și își cumpără bilete. E o colegă de-a dumneavoastră care, atacându-mă, a spus că obsesia mea e să fac bani la Teatrul Național. Dar cum să fac bani? Că să vând bilete. Ce, eu oblig pe cineva să cumpere bilete? La teatru, că se cumpără bilet, înseamnă că ăla vrea să vină la teatru. Eu nu pot să-i impun asta. E o prostie. Asta e. Vreau să ajung la București. Vreau să fiu actor la teatrele bucureștene, pentru că am mai multă vizibilitate. Da. Și de regulă, de-a lungul istoriei teatrului românesc, venirea la București a însemnat ceva. Așa a adus-o pe Vasilica Tastaman, Madame Bulandra, la teatrul municipal, ducându-se în provincie unde juca ea, că i-a spus cineva că e o actriță foarte bună, s-a dus ea, s-a urcat în mașină, 300 de kilometri, să o vadă, nu știu, în provincie unde era, a văzut-o, a plăcut-o, a invitat-o, a angajat-o. Bun, pe de altă parte și ratările sunt și mai mari. Șansa de ratare e mai mare atunci când ajungi într-un teatru preștean și nu te regăsești acolo. Și foarte multe tineri care au ieșuat în aventura. Sunt nu numai în Teatrul Național din București, în toate teatrele din București, actori cu contract pe termen nedeterminat, care fie la început sau și la operă, cântăreți care și-au pierdut glasul, să zicem, sau balerini care nu mai pot să danseze mai devreme decât ieșirea la pensie, și actori care nu sunt distribuiți, un nemiluită. Aici e drama, da. Vreau, în ultimul sfert de oră, domnul Calamitru, să ne întoarcem un pic la situația managerului de teatru,
Vreau să vă întreb pe axa asta, teatru, putere. Managerul de teatru, unde ar trebui să se poziționeze? Până unde ar trebui el să facă compromisul în raport cu puterea și până unde ar trebui să aibă rezerve la face acest compromis? Dacă o să aflați că am fost în niște conflicte cu puterea absolut demente. Și cu ministrul Alexandrescu și cu ministrul Breaz, de exemplu. Cu amândoi am avut de-a face până la scosul cuțitului, pentru că în prostia lor, că altfel nu pot să spun, au venit cu aberații. Dar sper că e o metaforă asta cu cuțitul, domnule. Evident, e o metaforă poetică, așa se zice. Realist poetic. Da. În momentul în care ministrul culturii abia instalat vine aici la mine în birou și îmi spune, pe noi ne-a dus strada la putere, eu reprezint strada, eu am spus, Nata, eu cred că ești ministrul culturii, nu ministrul străzii. Ce dorești de la mine? De acum înainte, sala cu tare pleacă undeva. Nu pleacă nicăieri, că abia s-a refăcut Teatrul Național cum a fost conceput. Nata, după ce Aușescu, care a dat sala studio o perete, pentru că a demolat opereta care era un teatru de tradiție, și de 24 de ani opereta a stat în coasta Teatrului Național și abia acum a plecat, vii dumneata să mai iei o sală să dai altcuiva? Peste cadavrul meu, i-a spus. Zic, din momentul ăsta ești în război cu mine. Și în război a fost cu mine, până când și-a dat în petic și a fost demis, pur și simplu, cu prostia care a făcut-o la operă. A venit ministrul Breaz, altă calamitate, care a venit să... Și în mijlocul stagiunii a venit și a tăiat din proprie inițiativă fonduri consistente din bugetul teatrelor ca să facă economii. Că s-a spus lui Provost să facă economii. Ori, făcând asta la mijlocul stagiunii, când activitățile erau pornite, când noi neavând posibilitatea de a angaja oameni, că schemele sunt blocate, cum bine știți, am făcut angajamente din piața muncii prin agenții de forță de muncă, plătindu-i din veniturile proprii pe care le aveam până la urmă și care se făceau componente, se fac componente la buget, el vine și ne taie de acolo și a trebuit să-i dau afară. Erau 48 de oameni. I-am spus, domnule, peste cadavrul, cum îi dai afară? În momentul ăsta vă cer demisia. Mai mult decât atât, s-a apucat să spună că o să trimite el corpul de control la Teatrul Național, că știe el că acolo nu sunt folosiți banii cum trebuie. Adică s-a antepronunțat. Zic, trimite în corpul de control să constate și după aia fă declarație. Nu fă declarație înainte, că de unde știi? Bun, acum avantajul dumneavoastră e că sunteți Ion Caramitru și aveți un nume care cumva funcționează în conflicte de genul ăsta. Pe de altă parte, un manager din provincie aproape că nu îndrăznește să deschide gura. Dacă pentru asta consideră că merită să rămână, e pe viața, își face sigur rău. Adică pune capul jos, face castruțul și stă director dacă vrea să fie director. Eu nu doresc neapărat să fie director, eu doresc ca teatrul ăsta să funcționeze bine. L-am construit ca atare. Am fost aici pe toată perioada de construcție, am susținut și am obținut, datorită susținerii mele, fondurile necesare pentru reconstrucția teatrului care s-a fi putut prăbuși în caz de cutremur. S-a refăcut cum îl vedeți, arată cum arată, i-am restructurat existența, am adus regizori moderni aici și nu mai e teatrul prăfuit cum era înainte. S-au făcut spectacole de prim rang cu regizori de și tineri și mai puțin tineri și din străinătate. Am făcut din el ceea ce trebuie să fie, un organism teatral, un organism viu. Dar dacă și eu nu doresc să rămân aici doar ca să fiu director, nu mă interesează. Am ce face. Slavă cerului. Mai pot să joc încă. Da, domnul Caramitru, aș vrea să încheiem dialogul nostru într-o cheie mai luminoasă, așa. Vreau să mă întreb... Relațiile dumneavoastră intime cu poezia, în ce fază mai sunt? Mă întreb asta și pentru că Suceava, care ne găzduiește simbolic acest dialog, are o formă de reverență adâncă în fața poeziei. În ce relații mai eu Caramitru cu poezia? Da, eu sunt, spun,
în anticamera poezie încă din copilărie, pentru că eu am învățat să ascult întâi poezie de la mama mea, care era îndrăgostită de poezie, așa ca nostimadă, era îndrăgostită de Arghezi, ca poet, bineînțeles. Interesantă opțiune. Da. Și când l-a cunoscut, i-a mai trecut, că nu i-a plăcut cum arăta, dar asta e altă poveste. Și, de exemplu, zic, duhovnicească lui Arghezi, o știu de când aveam 12-13 ani, de la ea, sau alte texte care mi le spunea și găseau un teren fertil în mintea mea. Dar apropierea adevărată de poezie s-a făcut în Institutul de Teatru, unde trebuind să studiez cuvântul și rostirea lui și semnificațiile lui, mi-am dat seama că acolo în poezie se află cel mai bogat ferment al vorbirii articulat poetice, să spun așa. Poezie, nu cuvintele ca atare, cele scrise, cele tipărite, sunt importante, cât, și aici e o mică încercare de metaforă, cât spațiile goale dintre cuvinte, adică cele care, prin asociere, te duc cu mintea la o metaforă care trebuie să reprezinte o stare de spirit, să-ți sugereze anumite sentimente, anumite stări de grație la care poetul s-a gândit și a însăilat cuvintele în așa fel încât tu să ghicești în structura lor intimă ceea ce a vrut să spună sau ce a vrut să exprime. Acolo m-am prăbușit în sensul bun al cuvântului. Pe urmă l-am descoperit mai bine pe Eminescu, pe urmă m-am retras în manuscrisele lui, pe urmă am descoperit o carte care și acum mi-e de căpătâi și ar trebui să vorbesc să fie reeditată, că nu mai e de mult. E vorba de Fragmentarium, care este o carte realizată la Biblioteca Academiei, la Editura Academiei, dacă nu mă înșel, în care pune în ordine oarecum preocupările lui Eminescu, așa cum apar ele în manuscrise. Constantin Noica se implicase în... Nu mai spun de Noica, nu mai spun de... N-are rost acum să fac... Da. Asemenea, dar trăiesc, citesc poezie, colecționez, cumpăr tot ce apare, citesc revistele de specialitate cu poezie. Sunt destul de necăjit că după Nichita Stănescu nu-mi vine la îndemână din Cărtărescu. Sunt și nu sunt încântat până la capăt, dar de la Nichita Stănescu, cred că marele poet, de fapt, este cel care produce o schimbare în limba literară, cel care aduce o noutate în poezia și prozodia literaturii de acest gen, lirice. Cu poezia contemporană, cum vă împăcați? Poezia contemporană excelează, în ghilimele, în poezie albă, poezie de tip epic, care pentru mine e de necitit. Nu produce emoții, produce doar comunicări. Și nu mă interesează. De altfel, eu am ajuns la un fel de definiție, că eu nu colecționez poeți, colecționez poezii. Și da. Am un clasor, aș spune. Cred că în memoria mea afectivă, de când mă ocup de poezie, am calculat ce așa, aproape 3 ceasuri de poezie știută pe din afară. Da, au dispărut recitalurile de poezie, domnule Caramitru. Adică, credeți că n-ar mai face rating un recital de poezie pe o scenă a unui teatru? Ba da, spectacolul meu cu Orațiu Mălele, care e strict poetic, de câte ori se programează, are sala plină. Da, dar nu se programează, domnule. Vorbim de Ion Caramitru și Orațiu Mălele, dar zic, în teatre mai mici, în care s-ar mobiliza actori, tineri care să susțină recitalul de poezie. Da, dar încă o dată vă spun, una e să reproduci o poezie și altceva să o faci să fie a ta însă. Aici e problema. A ta și numai a ta. Am scris la un moment dat un mic eseu cu titlul Copyright Poetic. Nu știu dacă l-ai, dacă nu ți-l trimit. Da, nu l-am. L-am publicat și în presă, în care explic cum poezia devine a ta și poți să ridici pretenții de
patrimoniu asupra ei, pentru că ți-a venit, a devenit și a ta. Da. Nu știu dacă poeții ar fi de acord toți cu genul ăsta de rap. E, nu. Adică... La modul interpretare, pentru că asta e. De altfel și toată lumea spune același text, apropo de Hamlet, dar Hamletul meu și al dumitale vor fi totalmente, sau vorba proastă, totalimente diferite. Da. Domnul Caramitru, haideți să încheiem dialogul nostru cu un gând al dumneavoastră către teatrul Matei Vișnei din Suceava și către, evident, publicul sucevean. Da, am ce spun aici. Am urmărit multe speculații apropo de pandemie, că ne vom întoarce, nu va mai fi același lucru, că lumea se va schimba, că modul în care oamenii vor veni la teatru va fi diferit, ceea ce îi va atrage la teatru va fi, mă sigur, altceva decât a fost până acum. Păi eu ce să fac? Așa că, cum am spus de vaccinuri, cred că trebuie să privim puțin în trecut. Au fost situații de sincopă în istoria omenirii. Noi ne amintim de istoria Angliei, țara teatrului, țara lui Shakespeare, când un guvern bigot a interzis teatrul, pur și simplu, ca fiind instrumentul diavolului. Și nu puțin, câțiva ani buni. Când s-a reluat, s-a reluat de unde a fost lăsat și salele s-au umplut. N-a fost nicio problemă. Au fost războaie. Au fost alte pandemii, nu? Păi în perioada ciumei bubonice sau în perioada gripei spaniole s-a jucat teatru? Păi nu s-a jucat, că ca și acum, oamenii nu trebuiau să se adune, nu? Erau închise. Da. Sau în timpul războaielor, nu? Pierdute sau câștigate. Artiștii mai mergeau pe front, mai făceau câte spectacole. Enescu cânta cu vioara în cazărmi, ca să încânte pe soldați, da? Și când s-au întors ca atare. Fără niciun fel de... Deci, ține firesc cu istorii parantezele astea. Da, bineînțeles. Teatru e teatru. Teatru online este, după părerea mea, o găselniță de conjunctură. El nu poate avea, așa cum teatrul TV prost făcut nu încântă. E antiteatru. Nu încântă. Da. Teatru viu, ăsta, public în sală, cu emoțiile actorilor și așa mai departe, este de neegalat. Nu poate părăsi. Și ce te duci să vezi la teatru? Ce te duci să vezi doar jocuri de lumini și umbre? Te duci să vezi naturi umane puse în circulație. Te duci să vezi viață. De câtă vreme e vorba de viață? Nu pierde viața. E viață, e vie, nu? Deci nu e niciun pericol. Experiența am trăit-o, e adevărat, cu 30% de spectatori, recent când a fost deschis o puțină vreme teatru și puse în vânzare 200 de bilete și ceva la sala mare, s-au epuizat în două ceasuri. O poftă de teatru teribilă, nu? Sigur că nu există. N-am niciun fel de grijă. Și rog pe colegii mei să nu-și facă griji. Lumea va veni la teatru și mai dihai. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Caramitru. Ați fost în formă maximă astăzi și duritate și poezie și de toate ați avut. Mulțumesc și eu. Mă bucur că teatrul ăsta poartă numele lui Vișniec, pentru că consider că el este un bun național în acest moment și un exemplu de dăruire în lumea teatrului, pe de-o parte, are o poftă de scris cum rar întâlnești, iar pe de altă parte, e prezent mereu în publicistica românească cu comentarii foarte la obiect și foarte la zi asupra evenimentelor care fac istorie în acest moment. Și îl urmăresc și îl citesc cu mare atenție și fericit. Și mă bucur că i s-a dat numele acestui teatru. Da, și un jurnalist foarte onest, Matei Vișnic. Nu face la plat niciodată la nimic. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu propunerile și spectacolele Teatrului Matei Vișnic, o instituție care merită urmărită. Să ne revedem sănătoși și cât mai curând. Și eu mă mulțumesc.